Suntem bucuroși să observăm faptul că după câțiva ani grei, ani de pandemie, învățământul matematic doljan înregistrează o creștere, astfel în acest an am obținut rezultate deosebite prin elevii noștri calificați la Olimpiada Națională de Matematică. Șase dintre aceștia au participat la Craiova, la faza națională a Olimpiadei, pentru clasele 9-12, 7 dintre ei la Brașov și 8 la Slobozia, în județul Ialomița. Dintre cei 21 de elevi participanți la această fază Olimpiadei Naționale de Matematică, 12 s-au întors cu premii, premii constând în premii ale Ministerului Educației și medalii oferite de Societatea de Științe Matematice din România. De remarcat sunt, bineînțeles, toți cei care s-au calificat în această fază a Olimpiadei, Olimpiada de Matematică fiind uh, bine cunoscută de una dintre cele mai uh, solicitante din toate punctele de vedere. Uh, de remarcat ar fi performanța uneia dintre elevele debutante. Uh, Chiar dacă ea este la școală înscrisă în clasa a 3-a, a participat la clasa a 5-a și a obținut medalie de aur și premiul al doilea, lea cum de altfel am putea spune că suntem deosebit de fericiți și vis-a-vis și -vis de rezultatele obținute de alți 5 elevi de la Colegiul Național Carol I, Școala Gimnazială Gheorghețiței, ca Colegiul Național Frații Buzești care au obținut medalii de argint și alți șase elevi care au obținut medalii de bronz. Școala Doljeană de Matematică este într-o evidentă creștere de performanță, este un lucru îmbucurător și toate aceste performanțe cu siguranță se datorează eforturilor deosebite depuse de elevi, în primul rând, dar și în drumării uh, acestora de către cadre didactice uh, devotate, pasionate și foarte bine pregătite. Bineînțeles, nu trebuie să uităm faptul că alături de uh, ei se află și familiile lor care îi sprijină și împreună cei trei factori au dus la obținerea unor astfel de rezultate. Foarte, foarte bune, și care ne obligă să continuăm pe aceeași direcție și să ne dorim din ce în ce mai mult în anii viitori. Acești copii lucrează zi de zi și își antrenează atât cunoștințele, cât și emoțiile. Pentru că emoțiile fac parte cu siguranță din joc, din acest joc, iar matematica este cu siguranță Regina Științelor și. În momentul în care începi să, să guști din plăcerile matematicii, este foarte, foarte greu să te poți opri. Un rezultat de asemenea de remarcat este obținut de o elevă de la Colegiul Național Frații Buzești, o elevă de clasa 11, o elevă deosebită, nu e la prima performanță, a mers și anul trecut în lotul lărgit al României, la disciplina matematică continuă pe aceeași linie anul acesta ne-a reprezentat cu succes la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete din Slovenia la ediția 12-a a obținut medalie de argint și se poate observa și aici uh, faptul că uh, aceste rezultate uh, reprezintă o muncă continuă și ele vin încet încet uh, de-a lungul uh, Anilor de pregătire. Cel puțin la matematică este foarte important să lucrezi zilnic, să nu te oprești, să fii ambițios, și atunci când îți e greu să-ți dai seama că printr-o muncă asiduă poți depăși orice bariere și matematica este infinită. Niciodată nu poți cuceri sau spune că deții toate secretele acesteia.